Bine v-am găsit! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare dintre dumneavoastră. Aveți aici un ținut extraordinar de frumos. În trecerea noastră prin ținutul dumneavoastră, aproape că numai pe sus m-am uitat, prin stânga, prin dreapta. Nu știu că ați băgat de seamă că s-a făcut toamnă. E din ce în ce mai rece. Așa că în această seară n-avem de făcut decât un lucru. Aici nu este încălzime în sală. Nu rămâne decât inimile noastre să fie acela care pline de căldură, să cânte, să îl binecuvânteze pe Dumnezeu. Avem nevoie de voi în această seară. Noi n-am venit să vă cântăm, am venit să cântăm împreună. N-am venit doar să vă spunem despre un Dumnezeu al nostru, ci să împărtășim împreună pe Dumnezeu care este atotputernic. Aș dori în această seară să lăudăm un Dumnezeu mare. Suntem străini și trecători pe pământul acesta.
Astăzi suntem aici, mâine putem să fim în spital și apoi mâine putem să fim în cerul, la judecata lui Dumnezeu. Vreau în această seară să-ți prețuiți clipa aceasta, e unică. Nu o să mai întâlniți pe niciodată. Să nu uitați că aveți un Dumnezeu mare care vă iubește, dacă nu vă iubea, dacă nu vă mai dădea o șansă. Nu eram aici în seara asta. Putem asculta cuvântul lui Dumnezeu. Putem să ne întoarcem la El de toată inima. Vreau să cântăm o cântare care spune, Doamne, dacă ar fi să mai trăiesc o zi, o singură zi, ajută-mă, Doamne, ca să trăiesc pentru Tine și să slujesc de toată inima. Amin? Amin. Apropo, sunteți bucuroși voi? Da, arătați asta, Doamne. Spune la fetele voastre, că ele nu știu. Nu, spune psalmistul David că mă bucur și mă tira Dumnezeu cu bucuria, spune, în suflet și pe buze. Cum poate fi bucuria pe buze? Zâmbiți-ne, să știți că sunteți vii și sunteți copilul Dumnezeu. Nu sunteți cavaleri triste figuri, sunteți copii răscumpărați de Dumnezeu. Spune că sunteți creștini. Ideea de creștin trist nu există în Sfânta Scriptură. Creștinii sunt bucuroși pentru că au o nădejde. Nădejdea aceasta se numește Dumnezeu. Este invariabil la capătul de linia vieții noastre așezată în fiecare clipă. Deci cântăm împreună așa cum trebuie, din toată inima. Așa îmi place Dumnezeu să fie slăvit, așa cum știți voi, așa de bine să cântați. Și acum va trebui ca să demonstrați asta. Amin. Ajută-te, rog, să te mai dor, ce pot ai.
griji. Și dacă suntem astăzi aici, suntem pentru că Tu ești un Dumnezeu bun și milos. De ce, Dumnezeu, îți mulțumim pentru fiecare zi. Ne întoarcem să-ți mulțumim pentru zile cu soare și zile cu nori, și pentru toamnă și pentru vară și pentru primăvară și pentru iernile vieții noastre. Și îți mulțumim și pentru seara aceasta. Doamne, e frig aici, în Casa de Cultură. Dar, Doamne Dumnezeu, știm că Tu ești un Dumnezeu care în curând ne vei duce acolo, acasă, sus în cer, unde nu ne mai bate nici soarele în căldura Lui, dar nici frig și gribățul iernii nu mai vin. Ne vom duce acolo unde va fi o eternă primăvară. Deci îți mulțumim pentru locul acela încă de pe acum. Vom pleca de pe pământul acesta rece și neprimitor și Tu ne vei binecuvânta, Doamne, să putem să fim întotdeauna cu Tine. Deci îți mulțumim. Și îți mulțumim pentru fiecare zi, pentru fiecare clipă. Și va trebui să spunem asta. Doamne, ajută-ne. Amin. O cântare superbă, o cântare frumoasă care se vrea de n-ai fi Tu, Doamne, de partea noastră, am fi ca praful luat de vânt, am fi o efemeritate a acestei vieți în continuare fiecare dintre noi, dar Tu ești Dumnezeu care ne ții în viață și ne dai puterea. Amin. Ați cântat frumos, haideți să mai începem o cântare tot așa de frumoasă împreună și mulțumim Dumnezeu și pentru ea. Această după amiază au venit aici pentru că au nevoie de un sprijin.
De aceea te rog, Doamne, binecuvântează și binecuvântează. Și te rog în mod deosebit, Doamne, privește spre țara aceasta. Vrem, Doamne Dumnezeu nostru, ca noi și copiii noștri să poată călca, Doamne Dumnezeu meu, în siguranță pe străzi. Doamne Dumnezeu nostru, atât de mare nevoie are țara asta de Tine, te rog, binecuvântează. Suntem aici, Doamne Dumnezeu meu, mai mulți oameni care cred în Tine și te rog în această după-amiază, ascultă rugăciunea noastră când te rugăm, binecuvântează pe cei înălțați în pregătorii. Luminează-i, Doamne, cu cuvântul Evangheliei Tale. Pentru că cine nu-i lumina de Tine, Doamne, nu poate oferi lumina altuia. Înțelețește, Doamne, fă ca inima lor să fie curată, cinstită și cu dragoste, cu compasiune pentru semenii pe care îi slujesc. În numele Domnului Iisus Hristos te rugăm pentru tinerii pierduți. Te rugăm, Doamne, pentru viețile distruse. Te rugăm pentru bătrânii, Doamne, care nu mai au cu ce să trăiască și care sunt în spitale. Te rugăm pentru tinerii derutați, Doamne, care nu știu încotro să o ia. Te rog, Doamne, Dumnezeul meu, ai milă de România. Și noi suntem România, Doamne. Noi, biserica Ta, noi credincioșii Tăi, stăm astăzi aici și Te rugăm pentru un singur glas. Ajută-ne, Tată. Binecuvântat să fii Tu. Amin. O să cântăm o cântare destul de nouă, probabil pentru zona dumneavoastră. N-am tradus-o decât de puțină vreme. O cântare care ne spune frumos că avem o mână care ne-a ținut și sus în, pe munte și jos în văile vieții noastre. Și vreau să o învățăm, dacă nu știți să o învățați pe noi, dar o cântați, nu am voi. Dar o cântați din toată inima. Amin. Dumnezeu nostru vrea să se bucure, că știu că oamenii, tot ceea ce faceți, spune Sfânta Scriptură, tot ceea ce faceți, faceți ca pentru Domnul. Cântați ca pentru Domnul, nu aveți prune în gură. Da? Bun. Hai să cântăm cântarea aceasta frumoasă. Îi dăm drumul, o învățăm împreună și vreau să cântăm din toată inima. Cei cu Tine multe zile zi te întărește și nu vei cădea. E cu Tine și în vale îți alungă durerea cel ce a creat ziua. Deci, mâna lui cea tare
frumoasă pe care mi le-ai dăruit. Să-ți mulțumesc pentru bucuriile pe care le dai în fiecare zi. Vreau să-ți mulțumesc în primul rând pentru Domnul Iisus Hristos pe care l-a dat să moară pentru mine pe Golgota. Pentru că, uitați-vă, vei spune că n-aveți preț, poate că n-aveți preț în ochii părinților sau fraților, surorilor, sau poate că n-aveți preț în ochii soțului sau soției sau copiilor, dar să știți că aveți preț în ochii lui Dumnezeu. Aici, în dumneavoastră, în interior, este un suflet. Pentru sufletul acesta, dacă era numai tu singur pe pământul acesta, venea Hristos să moară în cer. Ești prețuit, te iubește Dumnezeu. Să nu uiți niciodată că într-o zi de vineri, în vremea lui Ponțiu Pilat, Iisus Hristos a pus pe Golgota pentru tine și pentru mine. Deci ia, lăudați-L pe El. Cântăm în are aceasta tare, tare, tare! Foarte multă vreme. O parte dintre noi n-ați prins acele zile și
N-ați pierdut nimic. Ați câștigat mult, enorm de mult. Am crezut atunci, în 1989, că speranța României, speranța noastră românilor este democrație. M-am înșelat. Așa știam atunci, la 20 și ceva de ani. E bine, au trecut ani. Mi-am dorit ca să fiu într-o țară mereu care să nu fie rușine să spun că sunt român. Să mă duc și să pot să trec liniștit prin vânt, fără să mai am nevoie de atâtea vize. Să fiu confundat cu toți hoții din lumea aceasta. Am crezut că speranța pentru România poate să fie pensionari mai fericiți, bani mai mulți, cu pâine albă. Dar, din păcate, am înțeles că nimic ce-i pe pământul acesta nu poate să fie, să ne aducă nici o nădejde. O parte dintre cei ce ne ascultă pe Radio Cireșarii, pe care îi salutăm în foară seara aceasta, au plecat din țara aceasta tot pentru că n-au mai văzut niciun fel de viitor aici. Vreau să vă spun că speranța țării noastre, speranța noastră ca și națiune, nu este în oameni. Spuneam aseară la Dincolo, împreună cu prietenii noștri la Târgu Lăbuș, că generația aceasta noastră, născută, cum sunt eu, născută în 1967, trebuie să facem eforturi deosebite, să avem un optimism deosebit, să ne gândim că vom avea și bani de pensii. Generația care trebuia să vină să fie copii astăzi, să crească mari, că atunci când vom fi noi bătrâni să muncească, să ne asigure nouă pensie, generația aceea nu mai există. După Revoluție, prima poruncă pe care am auzit-o a fost aceasta, duceți-vă și ucideți-vă copiii. I-am ucis între 7 și 10 milioane de copii în acești ultimi 20 de ani. Ei nu mai sunt. Am ajuns o generație de bătrâni. O generație de oameni bătrâni. Speranța noastră nu e în pensie. Am crezut că la un moment dat când mi-au murit prietenii bolnav de cancer, am crezut că va veni o speranță în care boala aceasta se va eradica. Vei lua o pastilă și nu vei mai avea cancer. Din păcate, n-a fost așa. Bolile nu numai că sunt mai puține, sunt mai multe. Nu au stagnat. Sunt mai multe. Și medicii tot mai mult dau din numeri că nu știu ce să fac. N-aș fi crezut vreodată că trebuie să mă gândesc că trimit copilul la școală. Într-un loc pe care îl numesc școală acum. Să citesc după aceea că pruncii în școlile noastre sunt înjunghiați. Să mă gândesc că îl trimit cu cască militară pe cap. Să mă duc că trebuie ca să-și cumpere pușcă, să mă gândesc la asta că trebuie să-și apere viață. Să văd, de exemplu, la Beiuș că jandarmii stau de pază în fața școlii. M-aș fi gândit vreodată că aș putea să ajung zilele acestea când în pauză copiii noștri să poată să fie asurziți de zgomotul manelelor care se vin de pe coridoare, de pe coridoare școlii pentru niște profesori care vor să fie populari. Aș fi crezut vreodată că pot să fiu mințit și că mama mea poate să trăiască cu 3 milioane și jumătate, nici măcar de-abia 100 de dolari, ca moștenitoare de pe tatăl meu care a plecat la Domnul în urmă 3 ani de zile. Aș fi crezut vreodată că se poate trăi în România și cu banii aceștia și să știți că se poate trăi și cu bani mai puțin. Totuși încotro ne îndreptăm. Speranța pentru România, să știți că este Hristos, Domnul. Nu e generația asta de tineri ahtiați după calculatoare. Mi se pare că-s grozav dacă știu să trăiască într-un loc sau să facă niște lucruri pe care nu poate celălalt le știu. Speranța nu e regimul acesta să se schimbe, să vină ce să vină. Partidul care partid? Un alt, o altă culoare? Speranța noastră e Hristos. Speranța noastră, Iisus Hristos, Domnul. Dacă să-L putem aduce pe Dumnezeu în casele noastre, în inima noastră, ca să-L putem aduce în viața noastră, să-L putem aduce în bisericile noastre, să-L putem aduce în familie noastră, pline tribunale de părinți care divorțează, nu se mai înțeleg, nepotrivire de caracter, așa se numește, cel mai mult din cauza cel mai multe divorțuri. Când ajungi în tribunal să divorțezi, cum poți să spui că e nepotrivire de caracter? Tu nu ai caracter pe ajuns acolo. Ce se potrivească? Ce n-ai? Ciudat, nu? Nu vi se pare că e ciudat. Ne împărțim copiii. Un copil rămâne la tine, un copil la mine, frigiderul la tine, televizorul la mine. Ne împărțim copiii ca pe astea, electrocasnice. Nu?
Fie de călcat la tine cel la copil rămâne. Dar pe Iisus Hristos nu o să-L puteți aduce niciodată în viața dumneavoastră, decât dacă ne pocăim. Iisus Hristos nu vine în viața unui om care nu se pocăiește. Și oare ce e pocăința? Și vreau să vă citesc în 2 Cronici 7 cu 14, când Dumnezeu spune soluția pentru un popor care avea exact aceeași probleme ca și noi românii. Spune așa, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri. Ce spune Dumnezeu aici? Dacă poporul meu, zice, peste care este chemat numele meu, se va smeri. Ce înseamnă smerenia? Asta e pocăință. Am avut neșansă să mă nasc într-un popor, poporul român, care nu face altceva decât să spună că îl iubește Dumnezeu și crede că merge în cer. Și crede că e mântuit înainte de a fi avut vreodată șansa să înțeleagă că e și pierdut. Eu n-am auzit mulți români să se bată un piept de disperat ce sunt și să spună ai milă de mine, Doamne, păcătosul. Din păcate, de prea puține ori înțelegem ce e pocăința. Pocăința, să știți, nu-i schimbarea bisericii, cu credumii. Mă duc într-o altă biserică ca să mă pocăiesc. Pocăința e schimbarea vieții. Din păcate, ne-am schimbat mulți biserica și ne-am schimbat mulți actele de cult. Dar nu ne-am schimbat viața. Pocăința nu e adoptarea unui set de valori. Pocăința înseamnă este ca Iisus Hristos să se nască în tine și să spară rău de păcatul pe care l-ai făcut. Să te doară de păcatul pe care l-ai făcut. Ne-am fondat țara asta pe principii creștine, în urmă cu nu știu câte sute de ani, că e discutabil că suntem contemporani cu Hristos ca și creștinism. Ne-am fondat țara aceasta pe principii creștine. Dar din principiile astea creștine s-a ales praful în ultimii ani. Principiile acestei creștine s-au diluat complet. Dacă cei care au citit Baltaga, apropo, cât a citit Baltaga cu Nichifor Liban, ridicați-mă la sus, al unui Elisa Doveanu. Vreau să știu și cum ai citit. Simeon e foarte interesat, că vor să vadă cine citește. Hei, m-a spus cine a citit cartea, nu cine o luat de pe referat de punct. Nu? Nu referatul m-a interesat pe mine, care l-ați rupt de pe internet. Și cartea, da? Ține bine ce spune Vitoria Lipan la un moment dat. Zice, povestirea câte a făcut ea pentru bărbatul său, câte n-a făcut ca să-l găsească pe Nichifor Liban. Zice, și-a însăvârșit și asemenea păcat, vorbind pe sârmă la dormă. Vitoria Lipan credea că e păcat să vorbești la telefon. Ea nu știa cum poate să ajungă vocea ta drept la dormă. N-avea cum. Și femeia asta spune, a făcut și păcatul de a vorbi la telefon. Oare care era pulsul vieții spirituale a Vitoriei Lipan, dacă ea credea că e păcat să vorbești la telefon. Acum, la unul, nu se pare că e păcat. O grămadă, că sunt păcate o grămadă de lucruri. Nu mi se pare ciudat. Mă deranjează lucrul acesta, ca și om care lucrez cu studenți, ca și profesor, mă deranjează când văd că lucruri pe care în urmă cu ani de zile le-am considerat tabu în viața noastră. Astfel le considerăm că nu sunt păcate. Pentru că toată lumea le face. Pentru că toată lumea vorbește așa. Pentru că toată lumea trăiește așa. Pentru că toată lumea minte. Pentru că toată lumea înșală. Pentru că toată lumea nu zâmbește, nu e bucuroasă. Pentru că toată lumea privește tot ziua pierdută la știrile aceste sângeroase, în loc să privească spre cer. Pentru că toată lumea, de fapt, încearcă să se descurce cum poate. Oameni buni. Oameni buni. Noi trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu și pe Dumnezeu nu poți aduce în viața ta decât dacă spui Doamne, iartă-mă pentru că sunt păcătos. O țară de succes trebuie să aibă, oamenii din țara aceea trebuie să aibă unghii mai murdare și mintea mai curată. Mă înțelegeți ce zic? O țară de succes trebuie să aibă unghii mai murdare. Asta înseamnă că trebuie să muncească oamenii și o minte mai curată. Din păcate avem unghii frumoase astăzi și curate, dar de minte murdare. Stăm și privim ce nu trebuie și accesăm site-uri pornografice. Și privim lucruri care nu trebuie să se întâmple și vorbim minciuni și spunem minciuni și vorbim lucruri porcoase și știm toate bancurile indecente din lumea aceasta. Avem mintea murdară, mulți dintre noi. Deși Dumnezeu spune că trebuie să avem mintea curată pentru că orice rob, orice gândire să face o robă ascultării de Hristos. Hristos este speranța României, dar pentru asta ne trebuie ca să-L aducem în viețile noastre. Și și-a spus Dumnezeu cu atâta durere de Isaia și facea Iisus Hristos spune același lucru. De ce spuneți mie, Doamne, Doamne? Și nu faceți ce? Vă porcesc eu. De ce spuneți mie, Doamne, Doamne? Și noi spunem lui Doamne, Doamne. Și la Paști, și la Crăciun, și în fiecare, Doamne, Doamne. Dar nu faceți ce vă porcesc eu. Oare când avem nevoie de pocăință în viața noastră? Știți când avem nevoie de pocăință? Avem nevoie de pocăință când la biserică mergem din ce în ce mai rar. Și considerăm că a merge la biserică este o tragedie.
Avem nevoie de pocăință atunci când slujbele de la biserică ne se par lungi. Vă uitați din când în când la ceasul la biserică, nu vă duceți. Și plictisitoare. Avem nevoie de pocăință când părinții și copiii nu se mai roagă împreună seara la ora 9. Avem nevoie de pocăință când nu mai citim Biblia și citim orice fel de prostii. Dar Cuvântul Dumnezeu nu mai citim. Avem nevoie de pocăință când soțul și soția să ceartă împreună sau ne certăm unii cu alții și se pare că e normal. Avem nevoie de pocăință când trecem pe lângă oameni nevoiți și nu mai scoatem un bani din buzunar. Avem nevoie de pocăință când viața ne este seacă, fără bucuria cântării, fără rugăciune. Avem nevoie de pocăință când vizionăm filme murdare și când mintea nu ne mai este curată. Avem nevoie de pocăință atunci când ne vorbim de rău unii pe alții și ne clevetim și ne bârfim. Avem nevoie de pocăință atunci când ochii noștri se întorc pe stradă să privim pe acele fete pe jumătate dezbrăcate pe timp de vară. Avem nevoie de pocăință când ne îmbrăcăm noi așa, de parcă am fi de consum. Avem nevoie de pocăință atunci când ne-am împărțit în culte religioase. Aproape când vine să împușcăm pe ceva din celălalt cult. Când nu mai avem pace între noi și în inimile noastre. Avem nevoie de pocăință. Avem nevoie de pocăință. Ați zis amin. Pe Hristos nu poți să duci în casă ta cu aceeași viață murdară. Să spui, Doamne, iartă-mă. Să nu cumva să credeți că Dumnezeu e în borcanul nostru cu capac și îl scoatem de acolo numai când mergem la spital. Nici vorbă de așa ceva. Pe Dumnezeu îl iei în barcă înainte de a veni furtuna. Că s-ar putea să vină furtuna să strici și să nu te mai audă. Iisus Hristos este speranța țării acestea noastre. Dar pentru asta va trebui nu numai să ne pocăim. În a doilea rând, ce să facem? Să ne rugăm. Iisus Hristos este speranța țării noastre. Speranța familiei tale. Speranța ta. Nădejdea ta. Dar pentru asta va trebui să te rogi. Nu numai să te pocăiești. Trebuie să și te rogi. Citi mai departe ce am scris eu, ce am citit din 2 Cronici 7:14. Dacă poporul peste care este chemat numele meu, spune Sfânta Scriptură, se va smeri și apoi mai departe, se va ruga și va căuta fața mea. Se va ruga poporul acesta. În 1 Timotei 2, versetul 1 și 2, spune Sfântul Apostol Pavel Timotei și fraților lui de credință. Vă îndemn înainte de toate. Vă îndemn înainte de a merge la biserică, vă îndemn înainte de a face bine la săraci, vă îndemn înainte de cânta cântări. Zice să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, împărați și dregători. Vă îndemn înainte de toate să vă rugați pentru împărat. Știți cum scria Pavel lui Timotei? Când creștinii erau dați la fiară de către Nero. Și Pavel ce spune creștinilor de acolo? Când Nero vă dă pe voi la fiară și vă ucide fiecare zi, voi să vă rugați pentru ei. Pentru oamenii cei care vă ucid, pentru oamenii cei care vă bajocorez, pentru oamenii cei care vă omorâ soțiile și copiii, voi să vă rugați pentru ei. Ne împărțim pe mult timp, ne-am apăcut, ne împărțim și pentru partide. Domnule, cum să mă rog eu pentru guvernul ăsta? Uitați-vă la mine ce vă spun. Am prins, nu știu, cât vreo 5 guverne schimbate de când, după 94. Avem exact guvernul pe care merităm. Avem parlamentarii pe care merităm, avem senatorii pe care merităm și deputații pe care merităm, pentru că atât ne-a rugat pentru ei. Avem primari pe care merităm, pentru că atât ne-a rugat pentru ei. Toată ziua avem profesori pe care merităm, pentru că atât ne-a rugat pentru ei. Pentru că Biblia ne spune să ne rugăm pentru toți aceia care sunt înălțați în legătorii. Nu contează din ce parte sunt. Nu contează de unde vii, nu contează care este culoarea feței lor, nu contează ce statut au. Noi trebuie să ne rugăm pentru ei. Amin? O auzeam pe mama și bunica și a fost să rugau, mă duceau și așa. Știam că el, comunismul, e ceva satanic. Și mama mea se ruga pentru Ceaușescu și spunea, Doamne, ai milă de președintele țării noastre. Eu tot mă gândeam și visam cum să iau pușca în spate să mă fac ca educ în 85-86. Și mama mea se ruga pentru Ceaușescu. Biserica, știți cum călătorește pe genunchi. Diavolul poate să încerce să ne pună pereți vieții noastre. Dar niciodată diavolul nu ne poate pune acoperiș. Legătura noastră cu Dumnezeu rămâne tot valabilă prin rugăciune. Când de noastră vă rugați în ligă, ridicați mâna sus. Cum știți, Tatăl nostru, Îngerașul, ce știți, vă rugați,
am auzit că într-o școală în România s-a dus un profesor și a găsit vreo 10 băieți în spatele clasei, pe genunchi toți puși. S-a speriat. A zis, mă, ce faceți acolo, zice? Ce? Domnul, jucam barbut. Zaru. Nu, foarte bine, și că a crezut că vă rugați. Biserica, să știți, nu are nevoie de spații mai mari. Ne spune că avem nevoie de spații mai mari. Ne-am construit catedrale și din toate confesiunile religioase, mai ales cu banii de la Statea Montană, nici în biserici mari. Bisericile nu au nevoie de spații mai mari. Bisericile nu au nevoie de spații în care oamenii se închidă pe genunchi. Amin? Biserica va trebui să se roage obligatoriu. Pentru că dacă nu ne vom ruga pe Hristos, nu vom aduce în România. Preoții trebuie să se roage, pastorii trebuie să se roage, voi trebuie să vă rugați, părinții voștri trebuie să se roage, spune Sfânta Scriptură în Iacov 5 cu 16. Mare putere are rugăciune și cui? Așa ne pregăniți. Știm, spune Ioan, în capitolul 9, că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Deci va trebui ca să ne pocăim și apoi să ne rugăm. Iisus Hristos nu vine în casă dacă nu te rogi. Și va trebui să înveți cum să te rogi. Va trebui să spui, Doamne, vreau să mă rog cu toată inima mea, cu toată dragostea mea, cu tot ce am eu mai aproape de tine. Are nevoie Dumnezeu de oameni ca acești. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să facă din voi oamenii rugăciuni. Oameni care să le placă să se roage, să le spună, Doamne, Tu poți să faci o minune în viața aceasta, viața familiei noastre. Tu poți, Doamne Dumnezeule, ca să mântuiești țara aceasta. Tu poți să ai grijă de mine, Doamne, de sufletul meu. Te rog, nu mă lăsă. Mi-aduc aminte că în anii în care eram elev, mă rugam doar când aveam teză. Doar când aveam probleme. Românii se roagă atunci și aduc aminte de Dumnezeu, strămoșilor lor, ne-am ajuns la spital. Noi trebuie să ne rugăm în fiecare zi. Ascultați-mă ce vă spun. Rugați-vă când vă merge bine. Că atunci când vă merge rău, nu mai puteți ruga. De ce spune Sfânta Scriptură că noi trebuie să ne rugăm unii pe alții pentru alții? Când tu ai ajuns în necaz, tu nu te mai poți ruga. Tu trebuie să apelezi atunci la sprijinul nostru în rugăciune. Și mă rog ca Dumnezeu să ne facă oamenii rugăciune. Hristos este speranța noastră, dar pentru asta trebuie să ne pocăim. Hristos este speranța noastră, dar pentru aceasta noi trebuie să ne rugăm. Hristos este speranța noastră, dar pentru asta trebuie să trăim frumos. Amin. Să trăim frumos. Spune în 1 Petru, capitolul 2, versetul 12, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că cei ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Știți când e interesat Dumnezeu de viața noastră în mod special? Dumnezeu este interesat de viața noastră în mod special, de acea viață pe care noi o petrecem în biserică și afară bisericii. Dumnezeu ne vede duminica în biserică și se bucură de noi, dar Dumnezeu zice, nu, hai să-L văd de păstă, ce-o învățat de duminica în biserică? Nu e altceva ce îi mai place Dumnezeu decât să vadă că un creștin pune accent pe ceea ce a învățat duminica în biserică să trăiască toată săptămâna. Și știți cum trebuie să trăiți frumos? Trebuie să trăiți atât de frumos încât să-i placă Dumnezeu să spună, seamănă cu mine. Seamănă cu mine. Va trebui să trăiți frumos pentru că noi preoții și pastori, tot la arătăm pe Hristos, oamenilor. Dați privitul pe Hristos și oamenii să uită unde. Dar nu acolo trebuie să-L arătați. Privitul pe Hristos. E aici, noi, fiecare dintre noi. A trebuit să trăim exact așa cum a trăit El. Doamne, ajută-ne la aceasta. Abia aștept să văd că știu că cei care sunteți la școală mă împărțiți sandwich-ul cu celălalt. Abia aștept să știu că cei care sunteți aici la școală ajutați-le colegii voștri care sunt în necaz. Abia aștept să știu că generația aceasta nu mai stă cu mâna întinsă. Dumnezeu ne va ajuta să dăruim noi. Să fim o puternică binecuvântare pentru alții. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să fim cu cei ce sunt triști și amărâți și neputincioși. Creștinii trebuie ca să meargă la spital. Nu li se pare ciudat că preoții și pastorii mereu spun, Doamne Iisuse Hristoase, du-te și cercetează bolnavii de la spital. Dar nu Iisus Hristos trebuie să-i cerceteze, ci noi trebuie să-i cercetăm. Noi trebuie să ne ducem la spital. Noi trebuie să fim o mână întinsă. O femeie spunea ultimele cuvinte unei femei care a murit în singurătate. Și nici astăzi n-a fost nimeni pe la mine. Aceasta e boala acestui viață, singurătate. Fiți alături unii de alții, ajutați-vă. Sprijiniți-vă unii pe alții. Iubiți-vă unii pe alții. Trăiți în pace unii pe alții. Trăiți frumos ca și Iisus Hristos. Domnul pastor, este păcat să beau. L-ați văzut pe Iisus Hristos venind beat din Samaria? Sigur că e păcat.
Iisus Hristos n-a mințit. N-a mărit pe tine, n-a lovit pe nimeni niciodată. Iisus Hristos a trăit frumos. Și cum a trăit El, așa trebuie să trăim și noi. N-a fost lacom, n-a fost rău. Ci întotdeauna tot ce a avut, a încercat să dăruiască și altora. Citeam într-o poveste veche siriană, că atunci când Dumnezeu a făcut lumea, patru îngeri se uitau să vadă ce face Dumnezeu acolo jos. Mă, ce pământ face? Ce lucruri n-a sfârșit? Unul dintre îngeri zice, de ce face lumea asta? De ce? Așa s-a născut filozofia. Hai să ne gândim puțin. De ce face Dumnezeu pământul acesta jos aici? A doilea înger a zis, să vedem cum o face, vezi curios. Așa s-a născut știința. A treilea înger a zis, oare cât costă pământul ăsta? Ce profit îi aduce pământul acesta lui Dumnezeu? Ce vrea el? Ce interes are el să facă pământul ăsta? Așa s-a născut filozofia materialistă. Materialistă. La noi, la român, totul se măsoară monetar. Când zici, unde e Dumnezeu? Omul se uită aici. Aici. Ai mașină, ai casă, aici, aici e Dumnezeu. Hei, cu bani îți cumperi medicamente, nu sănătate. Cu bani îți cumperi cărți, toată colecția de văr, dar nu cultură. Știți ce e cultură? General, apropo. Știți ce e cultură? E ce-ți mai rămâne în capul băceau că tot ce ai învățat în școală? Cu bani îți cumperi medicamente de somn, de azepa, nu odihnă. Cu bani îți cumperi cruce la gât, nu mântuire. Cu bani îți cumperi mâncare bună, nu odihnă. Cele mai frumoase lucruri ale vieții, mai puternice, nu se cumpără cu bani. Al patrulea înger, când s-a văzut că primul treabă, de ce o face? Al doilea zis, cum o face? Celălalt a zis, care profitul pentru care face lumea aceasta? Al patrulea înger a zis, face Dumnezeu o lume nouă, frumoasă cu oameni, ce frumoasă, din lut. Cu ce aș putea ajuta eu lumea asta? Așa s-a născut creștinism. Cu ce aș putea ajuta eu lumea aceasta? De când am fost la dumneavoastră, am deschis în satul nostru biserică. Ce pentru care sunteți de biserica Pentecostală, el țineți minte, am făcut 2 ani în sneful la mea noastră și acolo am deschis o biserică, în satul meu. Mama e liberă de tineret, îmi dați seama. Sunt puțini, 12 bătrâni, mă s-au adăugat. Nu ne-a fost greu să ființăm acolo o biserică, nici ortodoxi nu au o biserică în satul nostru. Noi toate lucrurile am avut pe atârzii. 45 de ani am dorit să avem școala noastră, sat. 45 de ani. În 1968, după ce m-am născut la un an, am povestit oameni din sat că au venit căruțele cu cărămidă roșie să facă școala. Tot satul s-a strâns îmbrăcat în costum național. Face școala sat. Știți cât e satul nostru de mare? 40 de case. 40 de case, deci puține, plus 100 de oameni, să zic. Și după ce s-au pus cărămizile acelea tot de jos, avem un ordine la primar, zice, luați cărămizile înapoi și făcea școală într-un alt sat care are mai multe case. Și iar au încărcat cărămizile și au plecat. Și așa a crescut de mare fără școală. Și acum au hotărât să facă școală. Și a făcut școală frumoasă. Și am participat și eu ca pastor, și preot, și am mâncat toți. Și am binecuvântat nu știu câte guverne care au fost înainte, ne-am îmbrăcat în roșu, verde, în albastru, toate culorile care au fost pe ulei. Dar acum s-a închis școala. Numai un an a ținut. Știți de ce? Pentru că m-am spus înainte, că tot ce vă spun e rotund. Am omorât copiii, ei nu mai sunt la școală. N-am calculat. Școală pentru cine? Spunea Nichita Stănescu, nenăscuții câini, latră nenăscuții oameni. Nu e adevărat, câinii nu fac avort. Nu e adevărat ce spune Nichita Stănescu. Nici într-un caz, nu mai avem copii. Atunci a venit un microbus, galben, ați auzit de microbusele astea galben, ați văzut cu propoțelele, alea rușinii, Nichita Stănescu, care comasează pe copii din 10 sate. Și știți care e durerea? Comuna noastră are 6 sate. Știți câți copii au strâns pentru clasa 1? 5. Nici măcar un copil pe sat.
Și am hotărât să ne facem biserică. Și ne-a făcut biserică. Și am făcut destul de târziu. În urmă cu 2 ani de zile am deschis-o. Ne-a fost ușor să fac biserică acolo. Și de ce? Pentru că am avut niște oameni care au știut că dacă deschidem o biserică, pot să vină la ea. Pentru că am văzut niște oameni deosebiți acolo, care au fost un ajutor pentru satul acela. Nu este ușor să vii să-ți faci, să-ți cumperi mașină, cum avea mașină atunci. Cine nu cumpăra asta? Că mi-a dăruit să nu știu cum Dumnezeu, mare rebunătate, că n-am avut bani de ea. Am fost cu Simeon la acea școală și amândoi n-am făcut chiar foame, dar nici de parte n-a fost. Ne-a fost greu și banii pe care am avut, ultimii bani pe care am avut și eu și el, ne cumpăram cărți de ei. O pereche de blugi, 4 ani de zile de teologie, o pereche de Adidas și așa am avut. Aceleași haine, pentru că ne-a fost foarte greu. Am trăit foarte greu. Între două împărății omenești. Democrația și totalitarismul pe care l-am avut. Și atunci când am avut mașină, a venit primul bătrân și a zis, nu mi-a ducit eu puterie, zice tinerii, îți aduc. Nu e ușor să faci bine. Și puterea unde bagi, cu bagajul, și puteria, și copiii, și toți ceilalți. Va trebui să înțelegeți că nu există mai mare lucrare și mai frumoasă decât să semănați-o cu Hristos. N-aveam mașină, eram bolnav, copilul meu era bolnav, a fugit pe el în șosea. Și ningea pe noi și nu ne lua nici mașină. Treceau toate mașinile de noi, erau împreună cu soția. Treceau și era zăpadă și scuturam zăpadă de pe soție care ținea copilul în brațe. Și a spunea, mamă, dar nu mai vine nicio mașină să ne ia și pe noi. La care eu am spus, o să vină Domnul Iisus Hristos și o să ne ia. Îmi spunea unul dintre frații mei, un om bătrân, și el și soția lui sunt în veșnicie acolo. Nu știam de ce trebuia să mă duc să vizitez un frate de-al meu de trup, spunea de sânge. M-am urcat cu băbuța mea mașină, cu dașina aceea veche, și am plecat prin zăpadă, prin nămeți. V-am văzut pe voi la marșa drumului și am oprit. L-am dus pe copil la spital și întrebarea lui a fost înainte de a intra la medic, ce tată, care dintre ei doi a fost Hristos? Pentru că eu i-am spus că Hristos va veni și ne va lua cu mașină și vom pleca de acolo. Pruncul ăsta m-a știut, care dintre ei e Hristos? El a fost atât de convins că Hristos este chiar așa cum am zis un om acolo pe pământ. Vreau ca seara aceasta Dumnezeu să-ți vorbească exact așa. Ai nevoie de Hristos. Ai nevoie de El în fiecare zi. Cine crede și se botează, dar ne trebuie să te copiești. A trebuit să înțelegi că pentru asta va trebui să stai pe genunchi să spui, Doamne, am nevoie de tine, fără tine îmi permiți. Am nevoie de tine în fiecare zi în viața mea. Am nevoie de pacea ta. Am nevoie de dragoste. Fără tine sunt decât un gândac. Am nevoie de tine. Am nevoie de pâine. Am nevoie de speranță, am nevoie de tine, Doamne, am nevoie de pacea ta, am nevoie de dragoste ta, am nevoie de bucuria ta. Ai milă de mine, Doamne, mă pocăiesc de păcatele mele, mă pocăiesc de păcatele mele. Spune în seara aceasta lui Iisus Hristos, asta vreau, Doamne. Vreți să-L aduceți pe Iisus Hristos, hai să recapitulăm în viața noastră. Pentru asta va trebui să faceți ceva, ce să faceți? Să vă pocăiți. Dacă vreți să-L aduceți pe Hristos în viața voastră, pentru asta trebuie să vă rugați. Dacă vreți să-L aduceți pe Iisus Hristos în viața voastră, pentru asta va trebui să faceți fapte bune, să trăiți ca și Iisus Hristos. Va trebui să vorbiți și altora despre El. Să nu cumva să rămâneți să ajungeți în cer de unii singuri. Pentru că nu e mai mare rușine nici pe pământul acesta, ci în cer, decât să fii fericit de unul singur. Decât să fii fericit de unul singur. Vă rog în această seară, în numele lui Iisus Hristos, luați la inimă ce vă spun. M-a spus-o cu dragoste. Poate nu-i voi vedea niciodată. Vă iubesc din toată inima și vreau ca să facem o rugăciune în seara asta împreună. Haideți așa cum stăm pe bănci și să închidem ochii. Închidem ochii. Nu ne mai interesează ce fac celălalt de stânga, de dreapta. Treaba lui. Treaba ei. Să mulțumesc, Doamne, pentru seara aceasta. Să mulțumesc pentru prietenii noștri dragi pe care am redescoperit de sigetul Marmației. Sau prietenii noștri care ne-am întâlnit pentru prima seară aceasta aici.
I-am întrebat de ce biserică vin, Doamne, i-am întrebat câți ani au. Dar pentru tine asta nu e important. Pentru tine important este că ei au nevoie de tine și tu știi asta. Noi avem nevoie de tine. Disperată nevoie de tine avem fiecare dintre noi. Te rugăm mai milă. Te rugăm mai milă. Privește-ne, Doamne, așa cum stăm înaintea ta și curățește-ne tot ceea ce este rău în viața noastră. Pentru asta trebuie, Doamne, Dumnezeu, să ne pocăim. Pentru asta trebuie să ne rugăm. Pentru asta trebuie să trăim ca tine. Pentru asta trebuie să spunem și altora despre tine. Ajută-ne, Doamne. Avem nevoie de tine fiecare zi în viața noastră. Avem nevoie de tine. Vă rog să mai rămânem câteva minute cu capul plecat, cu inima înălțată spre Dumnezeu. Tată Sfânt din ceruri, trăim vremuri grele. Multora dintre noi nu le place, Doamne, că se află aici. Și am vrea, Doamne, să avem un loc mai bun în care să locuim. Dar oriunde am fugit pe pământul acesta, Doamne Dumnezeu nostru, nu putem evita niciodată să privim înăuntru nostru. Purtăm cu noi nefericirea, Doamne, și nu ne dăm seama. Purtăm cu noi eșecul, Doamne. Purtăm cu noi, Doamne Dumnezeu meu, atâtea lucruri nerezolvate. Dacă în seara aceasta, Doamne, ai venit aici, la Sigurul Marmației, Tu n-ai venit, Doamne Dumnezeu meu, doar să fii pasager. Ai venit, Doamne, pentru că dragostea Ta este o dragoste care caută, găsește, apucă și nu mai dă drumul niciodată. Mă rog pentru fiecare suflet din această seară, Doamne. Mă rog pentru fiecare inimă care s-a plecat înaintea Ta și care Te strigă. Unde să ne ducem, Doamne, departe de Tine? Noi n-avem unde merge, Doamne. La Tine sunt cuvintele vieții veșnice. Când Tu vorbești, Doamne, sufletului nostru se face lumină. Când Tu vii lângă noi, avem curajul să mergem înainte. Doamne Dumnezeu nostru, dă-ne această putere, Doamne, să ne plecăm înaintea Ta și să ne pocăim. Trebuie să ne lăsăm de rele, Doamne. Pământul acesta n-are nimic vinovat în el însuși. Noi, Doamne, cei care călcăm pământul acesta, suntem mai negri ca el și de multe ori mai bătați. Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Tu ești nădejdea sufletului nostru. Către Tine privim, Doamne, în această seară, pentru că de la Tine, Doamne, așteptăm izbăvirea. Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Ți-ai dat viața pentru noi, ca noi în această seară să nu fim lipsiți de speranță. Doamne Dumnezeu nostru, familii destrămate, soți și soții care nu-și mai vorbesc, avem, Doamne Dumnezeu nostru, un certificat, dar inimile noastre s-au separat de mult. Tineri Dumnezeu nostru care nu sunt înțeleși, stau, Doamne Dumnezeu nostru, și așteaptă o direcție care pare să nu mai vină. În această seară, coboară aici. În această seară, Doamne Dumnezeu meu, adu inimilor rănite, leac din partea Ta. Ne-am învătămat, Doamne, unii pe alții și ne-am învătămat sufletele noastre. Nu ne lăsa. Lasă, Doamne Dumnezeu meu, încă o dată, lumina feței Tale să ne lumineze. Lasă, Doamne, unde leptul cuvântului Tău să vindeci. Avem nevoie de pocăință, Doamne, și o cerem. O cerem și smărturisim, Doamne Dumnezeu nostru. Că avem nevoie de Tine. Haide să ne ridicăm. Aș vrea înainte de ultimul lucru pe care doresc să fac în seara aceasta în mod deosebit pentru voi, și anume să mă rog. Vreau să vă spun că eu niciodată nu m-am crezut stăpân pe cuvinte. Și niciodată nu m-am văzut pe mine un meșter al cuvintelor. Există un singur lucru pe care îl iubesc din toată inima și acela este să mă rog pentru oameni. Când mă rog pentru oameni, întotdeauna știu că sunt mai aproape de Dumnezeu ca niciodată. O să facem în această seară un lucru și eu numai vi-l spun. Voi îl veți împlini. Este dificil de obicei
să faci un gest în viață. E greu să te desprinzi de felul tău de a fi. Dar în această seară, aici, în locul ăsta, aș vrea să facem un altar al lui Dumnezeu. Și aici să venim înaintea acestui Dumnezeu despre care ne s-a spus. Și să spunem Domnului în această seară, Sfințește, Doamne, viața mea. Vreau să vă spun un lucru și apoi să vă chem să veniți aici în față, rugându-ne, cântând lui Dumnezeu. Părinții mei au muncit foarte mult pentru mine și de când eram copil mi-au spus, când tu te-ai căsătorit, ziceau ei, la nunta ta va cânta Irina Rochi. Și o să-ți dau cheile de la mașină, zicea tata, și mama spunea că îți voi da cheile de la apartament. Așa am crescut. De mici copii purtăm un vis în inimă. Și ni se spune una și ni se spune alta. Am ajuns la facultate în București și m-am îndrăgostit de fată. Bine a fost că m-am îndrăgostit. Fata aceasta era o fată credincioasă și este o fată credincioasă. Și mi-a îndreptat privirea spre Dumnezeu. M-am dus și mi-am spus alor mei că am găsit o comoară. Mă că ei s-au uitat la ea și nu ne-a plăcut de ea. Și atunci am fost pus să aleg între visul pe care mi l-au pus oamenii dragi în inimă, ca la nunta mea să cadă o stea. S-o să fac ceea ce am simțit că trebuie să fac. Să iau o fată curată, credincioasă, care mă lipea de Dumnezeu. Și am ales să fiu sărac în lucruri și bogat în relații. M-am căsătorit și 4 ani de zile am supraviețuit de pe o zi pe altă. Cartofi prăjiți. Dar vreau să vă spun un lucru în această seară, dragii mei. În cei 4 ani de zile în care am trăit sărăcia și greutatea faptului de a fi singur, m-am uitat bine înăuntru. Și știți ce mi-am spus în acei 4 ani de zile? Curățește, Doamne, ființa mea. Se vorbea în această seară despre țara aceasta. Și ce spune Dumnezeu? Pe nu mă interesează proiectele voastre guvernamentale. Pe mine nu mă interesează fondurile structurale. Zice Dumnezeu, privirea mea este îndreptată către cei credincioși. Sfinții din țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Asta caută Doamne. În această seară, dacă vrei să ai un viitor, caută adânc înăuntru tău și vezi dacă te desparte ceva de fericirea promisă în Domnul. 4 ani de zile m-am tot rugat și am zis, Doamne, depărtează de la sufletul meu toată răutate, toată divinia, tot ce este de legiune. Dumnezeu m-a ridicat. Mi-a dat o casă, n-am crezut. Dumnezeu mi-a dat un loc de muncă, n-am crezut. Și Dumnezeu m-a ținut în palmele Lui. Dumnezeu vrea, dragii mei, să ne dea un viitor și un nădejde. Un singur lucru avem de făcut. Desparte-te de răutate. Țara asta nu are nicio șansă prin proiect. Țara asta are o șansă dacă tu devii proiectul lui Dumnezeu. Dacă eu și tu în această seară ne schimbăm inimile. Aș vrea să vă chem aici. Haideți să dovedim că avem dragoste pentru sufletul nostru. Stai de vorbă în această seară cu inima ta și spune, sufletul meu, ce-mi spui tu din partea lui Dumnezeu? Și sufletul are să spună din partea lui Dumnezeu, caută fața mea. Nu poți să stai înaintea feței lui Dumnezeu dacă mai întâi de toate nu te curățești. Dumnezeu în această seară, prin credința în Iisus Hristos, să facă să nu mai plece de aici decât sfinții care vor locui în țară. Indiferent de unde vii și al cui ești, indiferent care este religia ta, indiferent care sunt opțiunile tale, dacă simți în această seară că ai să-i spui lui Dumnezeu ceva, dacă te îndurerează vreun lucru în viața ta, haideți în această seară să lăsăm ca puterea lui Dumnezeu să ne elibereze. Vreau să vă spun că niciodată Domnul Iisus Hristos n-a întrebat un popor cine vrea să fie curat să ridice o mână. Căutați cât vreți în Biblie și nu veți găsi. Dar Domnul Iisus Hristos a zis, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Adică faceți un pas în credință. Desprindeți-vă de locul în care stați ca o mărturisire a dorinței voastre de a fi cu Dumnezeu.
Și în această seară aici mă voi ruga cu fiecare dintre voi și vă spune, Doamne, dă-ne o viață fericită. Ajută-ne, Doamne, Dumnezeu nostru, să ne despărțim de lucrurile care te-au interesat. Curățește-mă, Doamne, în această seară să pot să fiu un om curat. Vreau să plec din această seară ca un om care cu adevărat s-a pocăit până în țărână. Ajută-ne, Doamne. Mama, tată, tânăr, adolescent, avem nevoie de Dumnezeu. N-am venit să vă spunem nimic altceva. Mi-am lăsat copii, mi-am lăsat soție, mi-am lăsat serviciu, am venit aici, am tremurat de frig, m-am uitat de la ora 4 la fiecare de voi care intra în sală pentru un singur lucru, pentru că îmi doresc ca Iisus Hristos să fie Domnul vieții voastre, să ne întâlnim în Raiul lui Dumnezeu, să mergem pe pământul acesta cu privirea în sus, să nu mai cârbovească păcatul, să nu mai aplicăm de spate, să nu mai avem coșmar când dormim noaptea. Vreau să trăiască Hristos în noi. Și astfel, țara aceasta va avea o șansă. Tu și eu și fiecare dintre noi. La tine vin și în cer tale. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu și vă invit să veniți aici. Mă voi ruga pentru fiecare dintre dumneavoastră. Să-i spunem Domnului în această seară. Am nevoie, Iisuse, de salvare. Am nevoie de iertare. Am nevoie să mă ridiți. Dragii mei, aici este locul în care vă chem să ne rugăm. Aici, pe rândul din față, aici sus puteți să veniți. Eu mă voi ruga pentru voi. A doua oară nu mai spun un rost. Nu mie îmi faceți un serviciu. Vouă vă faceți un bine. Dacă în această seară mărturisim înaintea lui Dumnezeu, dacă în această seară lăsăm pe Iisus Hristos să ne curățească. Ai nevoie de fericire? Ai nevoie de fericire? Cine are nevoie de fericire? Ai nevoie de fericire? Împrietenește cu fericitul Dumnezeu. În această seară lasă ca prin Hristos sufletul tău să facă curat. Dumnezeu să ne sfințească, prieteni. Prin credința în Iisus Hristos să ne sfințească în această seară. Haideți să cântăm Domnul. În timpul acestei cântări pe care noi o vom avea înainte lui Dumnezeu, voi puteți să ieșiți. Ne vom ruga, eu cu tine. Și am să spun un lucru. Nu-ți fac chemare pentru că eu sunt sfânt. Îmi doresc așa de mult să fiu sfânt. De 17 ani de când m-am întâlnit cu Dumnezeu, oricine mă întreabă și îmi spune ce ai vrea să mă rog pentru tine, de 17 ani le spun oamenilor un singur lucru. Rugați-vă să fiu neprihănit. Îmi doresc să fiu neprihănit. Cu fiecare zi mă lupt să fiu mai desăvârșit înaintea lui Dumnezeu. Să mă apropii mai mult de Dumnezeu. Haideți în această seară ca noi, oamenii frământați de atâtea și atâtea lucruri, să stăm înaintea lui Dumnezeu. Vă chem să plângem împreună, să ne plângem împreună în această seară lucrurile slabe din viața noastră. Dumnezeu să ridice tații, Dumnezeu să ridice mamă, Dumnezeu să ridice tineri, Dumnezeu să ne ajute în această seară ca privind spre cerul Lui să nu mai am nimic de judecat în mine. Teama că îl întristez pe Dumnezeu mă face să fiu moale ca o cârpă. Teama că mă stărez în sufletul meu lucruri care sunt de mult puse acolo și nu le-am mărturisit mă face să fiu slab. Dumnezeul nostru vrea să fim tari. Dumnezeul nostru vrea să privim spre cer cu demnitate. Slăvit să fie împăratul nostru, Iisus Hristos. Ne pocăim în această seară. Asta facem. Ne pocăim mari și mic și oricare dintre noi. Garantez în numele Domnului Iisus Hristos că veți vedea ce înseamnă să fie Dumnezeu de partea voastră. 4 ani de zile, părinții mei nici telefonul mi-au dat. Mi-au zis, noi nu mai avem băiat. Am terminat cu tine, orice s-ar întâmpla, pentru că nu ne-ai ascultat, noi nu mai avem băiat. Dumnezeu din cer nu te lasă așa. Dumnezeu din cer își toarnă mila. Dumnezeu din cer îți deschide porți pe care nu poți să le înțelegi. Astăzi, părinții mei sunt credincioși. Astăzi, părinții mei au spus, bine a fost că nu ne-ai ascultat și bine a fost că l-ai urmat pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeu care deschide inimi. Nu le cuie. Păcatul ne cuie. Păcatul ne asfrește. Păcatul ne depărtează. Haideți în această seară să lăsăm aici, la acest altar. Îl punem jos la picioarele lui Dumnezeu. Vin în această seară prin credință în Iisus Hristos. Îți garantez, nu mai pleca la fel. Cine vine și îngenunchează înaintea lui Dumnezeu, primește puterea pe care Dumnezeu a primis-o. Slăvit să fie Dumnezeu. La tine vin și în cer tare. Când dăm această cântare inspirată, eu vă aștept să veniți aici să ne rugăm, dacă voiți.
Spune lui Iisus Hristos, Doamne Dumnezeule, în această seară fac eu rușine pe satana și vin înaintea ta și calcă
împreună prin puterea sângelui tău păcatul acesta care stă în față de tot vreme și mă face un om nefericit. Să nu cumva să credeți mie să spuneți că voi sunteți fericiți. Păcatul nu face fericit, satanul nu face fericit oamenii. De ce n-ați cântat cu bucurie o parte dintre voi? De ce sunteți triști, triști, triști? Pentru că satana și-a bătut joc de dumneavoastră. Veniți această seară și spuneți, Doamne, iartă-mă, curățește-mă și sfințește-mă. Umbre-mă, Doamne, cu Duhul tot ce sfânt. Vino și cade jos, aici, la poala crucii lui Iisus Hristos în seara aceasta. Vino și spune Domnului că iubește. Iisus este speranța noastră. Nu e ultima alternativă noastră, ci prima. Am început să cântăm o cântare care spune că la tine vii și-mi cer iertare.
trebui să spunem acum că acum Dumnezeu tare minunat. Ultima parte a acestei cântări spune, Doamne, nimeni nu-i ca Tine. Atât de minunat și de frumos. Tu ești singur Dumnezeu care poți ierta păcatele noastre. Plecăm cu ele în seara aceasta. Lăsate la crucea Ta, sub sângele Tău ascuns. Ești minunat, Doamne, că ai mântuit oamenii sighetul marmației în seara aceasta. Ne-ai strâns împreună. Ne-a dat bucuria să putem să cântăm, să ne rugăm împreună. Mulțumim, Doamne. Haideți să spunem încă o dată și prin cântarea ce Dumnezeu minunat avem. Eu, semenilor mei, Doamne, în fața Ta, te rog,
Iisuse Hristos, privește spre noi în această seară, Doamne. S-o frânt înaintea ta, Doamne, atâtea suflete, pentru că ne pasă, Doamne, ne pasă. Vrem să trăim altfel, Doamne, vrem să trăim curat ca lumina zilei, Doamne, să nu mai datorăm nimănui decât lui Dumnezeu din cer, cinstea și onoarea. Mă încenunchează înaintea ta, Doamne. Vrem în această seară, Doamne, să ne ierți, Dumnezeu nostru. Iată acum. Iartă, Doamne, Dumnezeu, iartă-mă pe mine. Iartă-mă, Doamne. Trebuia să trăiesc altfel ieri și să aș fi cântat mai bine astăzi. Nu-i prea târziu, Doamne, Dumnezeu meu, pentru că încă mi-ai dat viață. Durarea ta s-a înnoit astăzi pentru că trăiesc. Pentru că am ajuns aici, Doamne. Și am încenunchiat, Doamne, cu gândul să mă ajut să mă fac mai bun, mai sfânt, diferit de ce am fost, Doamne, mai înainte. Aleluia, Doamne! Coboară! Coboară, Duhul Sfânt, cu iertarea ta în această seară! Mustră pe cel rău! Desleagă de, Doamne, de orice legături ale păcatului! Ridică, Doamne, poveri! Ridică sarcini! Și fă această seară, Doamne, o seară de eliberare de plină! Doamne, Dumnezeu, de-o să lumineze sighetul marmației! De lumine, Doamne, care vor pleca în această seară! Aleluia, Doamne! Că ne-ai zis să fim lumina lumii! Și asta trebuie să fim, să luminăm în întunericul care se lasă, Doamne! Pentru aceasta te rugăm, Doamne! Primește rugăciunea noastră de smerenie! Ești smerit sub mâna ta cea tare și recunoaștem că binele a venit din mâna ta! Am mâncat fiindcă ai vrut tu! Și avem, Doamne, un loc unde să ne odihnim, pentru că tu l-ai lăsat! Ajută-ne, Doamne! Ajută-ne, Iisuse Hristos! Doamne, ne smerim, Doamne, și iartă, Doamne, iartă de la mine, Doamne, Dumnezeul meu, fiecare suflet, fiecare suflet, iartă. Glorie ție, Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, mărire ție, Împărat al Împăraților, Domn al Domnilor, pentru tine, Doamne, sufletul nostru crede, mărturisind că Tu ești Domnul, Mântuitorul nostru, Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, jertfă de pe Golgota. Nu ne temem, Doamne, Dumnezeul nostru, pentru că știm cui ne încredințăm în această seară. În mâinile tale, Doamne, în mâinile tale, aleluia. Mărire ție, mărire, mărire, mărire lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu, slavă lui! Viu este Dumnezeul nostru. Viu este Dumnezeul nostru în vecii vecilor. E Tată, e Părinte, e Ocrotitor. Îți mulțumim, Doamne, să nu ne mai dai drumul din mână, Doamne. Ajută-ne, Iisuse Hristoase, să trăim o viață de oameni curați și neprihăniți. Te rog în această seară, Doamne, Dumnezeu meu, dă-ne puterea să ne cerem iertare și de asemenea pe care ne-am rănit. Soț, soție, Doamne, Dumnezeu meu, să se împace în numele Tău. Copii, părinți, să se împace în numele Tău. Vecini, certați, să se împace în numele Tău. Oameni care se dau în judecată în această seară, să-și întindă o mână de pace, căci Iisus Hristos este Domnul. Aleluia, Doamne! Îți mulțumim, Doamne! Începe, Doamne, cu locul acesta, Doamne, ducând biruință, cu locul acesta în genunchiere. Aici, Doamne, în sighetul mamații, aici, în această seară. Îți mulțumim că ne-ai dat puterea să ne înfrângem înaintea Ta. Aleluia! Aleluia! Haideți sus! Haideți să ne ridicăm înainte acestui Dumnezeu care ne-a spus să umplăm cu demnitate, cu curaj. În numele Domnului Iisus Hristos aș vrea împreună să cântăm o cântare în această seară. O cântare pe care eu o iubesc, pentru că ea vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu. Veți ieși de aici, din locul acesta, o să vă dați drumul la telefoanele mobile și poate să găsiți un mesaj care să vă întristeze. Poate că o să ajungeți acasă și o să treceți pe lângă vizierul din hol și o să vedeți acolo facturi mari care vă așteaptă să fie plătite. Ce știu eu, poate că mâine veți primi un ultim fluturaș de la locul de muncă care se spune gata, nu mai ai de mâine servicii. Dar nu uita că în această seară te-ai plecat înaintea unui Dumnezeu care ne spune că poate totul. Să nu mai accepți că tu trăiești într-o țară în care n-ai ce să faci. Tu ești în împărăția lui Dumnezeu. Tu ești în împărăția lui Dumnezeu. Tu ești copil de Dumnezeu. Tu ești fiu și fiică de împărat. Trăiască Domnul! De aceea, în această seară vrem să mărturisim că Iisus Hristos este Domnul. Să mărturisim că Tatăl nostru din cer are putere peste necazurile noastre. Să spunem
Faceți declarația care plecăm de aici. Dumnezeu e tăria noastră. Cântați! Vreau să vă luăm cu noi în inima noastră. Vreau să mă uit la voi în această seară și să mă bucur că aveți un Dumnezeu tare. Căci a ta este împărăția și puterea.